Cred că trebuie să facem următoarea specificare. În cultura tradițională românească, în cadrul acestor sisteme de reprezentări legendare, pe care majoritatea specialiștilor, folcloriști, etnografi, etnologi, antropologi, ce sunt ei, le consideră reprezentări negative, diabolice, rele, urâte, care fac rău oamenilor și lucrurilor care sunt în jur, și toate sunt aglomerate, să spun așa, într-un coș comun. Sunt puse acolo toate. Eu aș așeza puțin diferit. Spre exemplu, există o categorie pe care eu am numit-o în lucrările mele veghetori, păzitori. Cei care sunt plasați în spațiu în care limita dintre bine și rău, din ce se face și în ce nu se face, este liber consimțită de om. El trebuie să vegheze ca omul să nu calce norma pe care tradiția i-a recomandat-o. Nu faci asta, nu mănânci asta, nu calci în urmă de farmec, nu calci în urmă de fiară, nu bei apă din urma unei fiare pentru că riști să dobândești calitățile acelei fiare. Nu te atingi de spațiu în care au jucat ielele. Nu ieși afară când te strigă cineva și tu nu recunoști vocea și nu știi că ar trebui să aștepți pe cineva după căderea serii, după ce a pune soarele, deci în ziua liturgică și așa mai departe. Lucruri pe care nu se cade să le faci pentru că poți atrage asupra ta lucruri negative. E bine, aici, la granițele astea, există acești păzitori, veghetori, oameni, făpturi, oameni, femei sau bărbați, cu chip de femeie sau de bărbat, ca să zic așa, care iau chip uman de obicei, așa este și Marțolea și Joimărița, amândouă sunt așa, ele sunt puse acolo ca să atragă atenția omului că dacă fac ce nu se cade, urmează să fie pedepsiți. Pedepsiți pe loc atunci. Și să știți că nu lucrau oamenii la țară, nu lucra femeile, nu, de multe făți, torceau lâna, fuiorul, pregăteau, munceau, făcea cămăși, marți, seara, nicio femeie nu lucra. Marțolea arată urât. Și Marțolea, ca și Joimărița, Marțolea, ziua de marți, da, aplică pedepse de cele mai multe ori dureroase, ca să spunem așa, mai ales fetelor și femeilor, care nu și-au făcut datoria într-o anume perioadă de timp, da? Dacă n-au tors cânepa, dacă n-au țesut ce trebuia să țeasă, dacă n-au scărmănat câlții, în toate situațiile astea speciale, ele aplică pedepse. Acum, pe loc, pedepse fizice. Ce că vine marțole, și le ia sau le cinci și le face și să betejesc, adică să îmbolnăvesc. Ard degetele, ard câlții, încurcă tortul la tors și așa mai departe, tocmai pentru că n-a fost respectată norma. În mod tradițional, marțea este considerată cea mai rea zi a săptămânii, neprielnică pentru a începe orice fel de activitate, ziua asociată cu trei ceasuri rele. Marțolea sau marți seara este o ființă din mitologia românească, personificarea zilei de marți, având înfățișarea unei babe slute care pedepsește femeile pe care le găsește lucrând în această zi. Marțolea este creditată cu puterea asupra fenomenelor meteo, fiind capabilă să dezlănțuie grindina. Singura ființă care îi poate opune rezistență este, conform credinței populare, o mâță năzdrăvană. Acești veghetori, acești păzitori ai lucrului drept și corect pe care omul trebuie să-l facă ca să nu aducă prejudicii lui, familiei lui, comunității, bunurilor lui, acești veghetori sunt într-o altă categorie și nu sunt răi, nu sunt diabolici. Ei numai sunt, să zicem așa, cei care aplică intransigent legea.